Pe adresa clubului Zimbri Lerești a sosit o adresă care îi încunoștința pe oficialii clubului mușcelean că doi dintre jucătorii pregătiți de Bobby Dascălu sunt convocați la lotul național de amatori al României. Este vorba despre o acțiune de selecție ce constă în două jocuri, programată să se deruleze în intervalul 29 aprilie-1 mai. Pentru Marius Dascălu, mijlocașul creativ al Zimbrilor în vârstă de 34 de ani, această convocare vine ca o încununare a întregii activități, mara, cum îi spun colegii, fiind unul dintre jucătorii care au pus umărul serios la promovarea în Liga a 3-a a formației Aro Mușcelul Câmpulung. Pe de altă parte, pentru mult mai tânărul său coleg, Rareș Cicu, jucător care nu a împlinit încă 20 de ani, adresa semnată de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, reprezintă o confirmare a talentului de care dă dovadă, iar parcursul carierei sale poate lua acum o turnură și mai frumoasă. Convocarea celor doi zimbri are totodată menirea de a-i face pe toți cei care iubesc fotbalul mușcelean să se mândrească și să vină aproape de echipele locale care vor să facă performanță.